Ce părere ai? Când este o persoană dependentă de internet? Când își petrece majoritatea timpului, știu, liber sau... Și este nocivă dependența de internet? Da. De ce? Păi nu știu, am pățit și eu, păzesc de așa. Și mi se pare că e nociv destul de... Cum ți-ai dat seama că ești dependent de internet? Păi, pretecând majoritatea timpului meu liber, fața calculatorului și... Cam cât petreceai pe zi? La început nu părea chiar interesant. După ce am început să-l descoper, așa stăteam tot mai mult și tot timpul liber acum stau la internet când am. Și acum? Ești dependent? Te consideri dependent? Dependent 100% nu cred că sunt, dar în mare parte da. Ți-ai dorit vreodată să scapi de dependența asta? Nu. Nu? Îți place? Da. Nu ți-ai senzația că trăiești într-o lume virtuală? Ba, da, ca un drog, nu știu cum, nu pot să scap de el. Se leagă și pornografia de dependență de internet? Nu, neapărat. Pornografia cam cât privești pe internet? Eu știu, maxim jumătate de oră pe zi sau cât. Deci din timpul total de internet? Da, da. Cam jumătate de oră. Ce sfat le-ai dat tinerilor care sunt în pericol să fie dependenți de internet și de pornografie? Dacă s-ar putea să controleze pe, așa, pe sine ei și să nu își petreacă în majoritatea timpului. Și acum atenție! Transmițătorii creierului, deci acele molecule care permit comunicarea între neuroni, sunt stimulate de materialele vizuale de tip pornografic și activează aceleași circuite neuronale care sunt activate și de heroină, care știm că este cel mai puternic drog. Foarte interesant lucrul ăsta. De aia puterea de adicție, de dependență la materialele, la imaginile vizuale pornografice este similară cu cea pe care o produce cel mai puternic drog, care este heroină. Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit la prima parte a documentarului intitulat Pornografia și dependența de internet. O viață în minciună. Este un subiect sensibil și neplăcut, dar cred că trebuie să-l abordăm cu înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, cu bun simț și cu respect, dar în același timp cu fermitate și clar. La fel ca alte vicii sau păcate, pornografia și dependența de internet sunt fenomene care distrug familii, suflete, oameni, caractere și destine și care lasă în urma lor lacrimi, revolte, dureri și despărțiri. Care sunt cauzele acestor fenomene, care sunt efectele consumului de pornografie și a dependenței de internet și care ar putea fi posibile soluții? La toate aceste întrebări încercăm să găsim un răspuns în documentarul care urmează. Pentru început am stat de vorbă cu doi părinți credincioși care și-au surprins copilul aflat în clasele primare, vizionând materiale cu conținut pornografic, împreună cu colegii și prietenii. Există o componentă spirituală pe care ar trebui să o accentuăm în mod deosebit atunci când vrem să ne educăm copiii într-o anumită direcție? Asta e esențială, pentru că noi suntem trup și nu numai trup, ci și spirit. Și ce pot eu să spun ca și mamă care m-am confruntat cu această problemă a pornografiei este că pornesc acum nu neapărat de la latura spirituală, ci vreau să ajung spre acolo, este că am petrecut foarte mult timp cu copilul meu vorbind pe tema aceasta și... Ați vorbit deschis? Da, da, am fost nevoită. Nu am avut ce să fac. Am fost nevoită și mi-am ales cuvintele cât am putut de bine ca să înțeleagă ce vreau să-i spun și să explic că nu este bine pentru sănătatea lui și fizică, și emoțională, și spirituală. Și acum să ajung la componenta spirituală de care ai întrebat. Atunci când mă puneam pe genunchi și
mă rugam înaintea lui Dumnezeu pentru copiii mei, ceream întotdeauna înțelepciune. Cum aș putea să fiu un exemplu pentru ei și cum aș putea să le explic mai bine? Care sunt problemele care apar la nivelul creierului uman în urma consumului de pornografie? Profesor dr. Voicu Tudorache, doctor în medicină. Problema este, dacă ne aducem aminte de acele circuite care există în capul nostru, în creierul nostru, este că pornografia sapă, în ghilimele, dar creează pe creier noi trasee neuronale anormale, adictive. Neurotransmițătorii stimulați de materialele pornografice activează aceleași circuite neuronale care sunt activate și de heroină. Pornografia creează niște circuite identice cu cele ale celor mai puternice droguri. Profesor dr. Voicu Tudorache, cum poate să fie atacat de pornografie un tânăr care este sincer și nevinovat și nu caută aceste lucruri în mod special? Daniel Șandor a fost dependent de pornografie, dar Dumnezeu l-a ajutat să scape de această patimă teribilă. Cum a început povestea cu pornografia? Cu pornografia, cred că am pornit ceva mai devreme decât cu muzica electronică. Dacă mi-amintesc bine, probabil că eram prin clasa a 5-a sau chiar a 6-a. Unul din frații mei era și el afectat de pornografie și întâi el mi-a oferit câteva reviste, după care am început eu să le achiziționez, să le caut. Mai apoi, odată cu avansarea, să zic așa, a tehnologiei, din momentul în care mi-am permis un calculator personal, am început să prind tot felul de poze de genul acesta, mai apoi filme pornografice și eram prins de-a dreptul în aceste lucruri care creează tinerilor plăcere, însă o plăcere care nu este după voia lui Dumnezeu, o plăcere care duce la moarte. De la această moarte a fost scăpat de Dumnezeu și următorul nostru intervievat fost dependent de pornografie. Dacă ar fi să discutați acum cu o persoană dependentă de pornografie, ce i-ați spune? În primul rând, i-aș spune că e un drum fără ieșire. Drumul pornografiei e un drum fără ieșire, un drum care te înjosește, te face să te simți murdar, păcătos, nevrednic. Și e un drum de pe care nu poți să ieși singur. În viața de cuplu, în căsătorie, pornografia este ca un dușman sau ucigaș perfid. Am stat de vorbă cu soția unui bărbat dependent de aceste lucruri. Ați avut o relație cu probleme de la început sau au fost și perioade de împlinire reciprocă? A intervenit Dumnezeu brusc așa în viața lui. Am avut un unchi care a murit de cancer. Și el se confrunta atunci cu o problemă asemănătoare și eu crezut că Dumnezeu să-l pedesească din cauza că îi cu mâini și altă scăpare nu este decât să vină la el. Și așa s-au întors la Dumnezeu, de frică. Și a avut câțiva ani de zile în care a venit la biserică și a fost ok. Și cred că în perioada asta de timp, de fapt, momentul în care el a spus îl vreau pe Dumnezeu, așa au și venit la mine. Le-a spus, vreau să-L cunosc pe Dumnezeul tău, nu mai pot, am o problemă. Și problema lui era masturbarea, deci noi am trăit ani de zile împreună și eu n-am știut lucrul ăsta. Și atunci când s-a întors la Dumnezeu, când a venit și a spus, vreau să mă ajuți, vreau să-L cunosc pe Dumnezeul tău, vreau să scap de asta, Dumnezeu să mă pedepsească dacă eu nu ies de aici. Atunci a fost o perioadă de liniște, dar consumul de pornografie l-a adus iarăși la vechile obiceiuri și a fost prins de mass media, de calculator, după ce a venit calculatorul la noi în casă. Știu că asta a fost. Sunt incapabil. Prins acolo, prins efectiv. În vechime, poporul Israel părăsea calea credinței, lăsa deoparte legile și poruncile lui Dumnezeu și se alipea de idol străin, de Dumnezei străin. Și Dumnezeu le spune, curviți și prea curviți și mă înșelați.
ne spune pastorul Ioan Panican, slujitor al bisericii. Fenomenul ăsta este groaznic. Dă într-adevăr o dependență nimicitoare. Vedeți, păcatul este dulce, că dacă n-ar fi dulce, nimeni nu l-ar face. Dar nu este numai dulce, că este și din care afară de înșelător și din care afară de distrugător. Diavolul, care este vrășmașul lui Dumnezeu și vrășmașul oricărei neprihăniri și vrășmașul copiilor lui Dumnezeu, are această strategie extrem de eficientă, are această înțelepciune, înțelepciunea diavolească, și el știe. Dacă îi compromit, biserica va fi descurajată, va fi dezamăgită, va fi derutată și ea însăși va merge greșit, va merge rău. Și el îi atacă pe oameni, eu știu din experiența mea. Nu cumva să gândească ascultătorii că eu sunt mai grozav sau mai deșept decât alții. Suntem toți vai și vai și iarăși vai și vai, după cuvântul Scripturii rostit de acest mare apostol al credinței, Sfântul Pavel, care spune, dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Dacă este ceva bun, nu este numai harul lui Dumnezeu. Încercăm să explorăm acum domeniul jocurilor video din dependența de internet. Din nou, profesor doctor Voicu Tudorache, doctor în medicină. Atenție la jocurile acestea video, care sunt cu o viteză și ești tentat, ești stimulat cât mai repede să iei decizii. Planurile se mișcă enorm de repede. Ori aceste lucruri obosesc creierul. Sistemele noastre de filtrare, de autoprotecție, pur și simplu falimentează. Un alt lucru care s-a observat că face ca creierul din nou să-i slăbească puterea de discernământ. A te afla liniștit și relaxat într-o cameră întunecoasă, privind fix și pasiv o sursă de lumină pe o anumită perioadă de timp, intră practic în componentele inducerii hipnozei. Da? Încât studiile au arătat că răspunsul creierului pe parcursul vizionării, fie a netului, fie a, în special a filmelor, se situează în domeniul somnolenței. Undele respective sunt unde de tip beta, iar uneori chiar delta, da? Care sunt o stare hipnagogică, o stare ca de somn, dar eu nu realizez. Publicația The American Journal of Psychiatry afirma că dependența de internet se dovedește a fi o tulburare psihică destul de des întâlnită, care merită să fie inclusă în manualul diagnosticării bolilor psihice. După cum observați, stimați ascultători, dependența de internet și pornografia se întrepătrund, pentru că sunt categorii foarte apropiate în majoritatea cazurilor. În continuare, Irinel Ștefan, care a executat 13 ani de închisoare pentru că a participat la o bătaie între bande, bătaie care s-a soldat cu două crime. V-aș întreba despre perioada când erați dependent de pornografie. Erau momente de împlinire, de satisfacție sau erau urmate de reproșuri, de durere sufletească? În cazul meu, pot să afirm că nu era vorba de reproșuri. În cazul meu era o alergare întotdeauna după împlinire, după atingerea, eu știu, noi culmi. Căutam împlinirea, căutam fericirea și mă refulam în toate aceste lucruri, gândind că asta este fericirea. Dar de foarte multe ori, după ce treceam printr-un act de genul acesta și se consuma și rămâi singur, îți dai seama cât ești de singur. Îți dai seama că n-a ajuns, îți dai seama că ești tot neîmplinit, îți dai seama că vrei mai mult și tot timpul cauți mai mult, cauți mai mult. Și de fiecare dată prin ceea ce îți oferi inimii tale sau, mai bine zis, trupului tău, îți dai seama că nu ajunge. Și tot timpul când căutam ceva nou, ziceam, cu asta mi-ajunge, nu era de ajuns. Mereu vrei noi senzații, vrei noi experiențe, niciodată nu era de ajuns. Este clar că există o sete în om. Și mereu caută satisfacție sau mereu caută să adapte această sete. Asta niciodată nu poate fi împlinită cu pornografia, cu ceea ce înseamnă poftele firii pământești. Nu există împlinire. Nu există împlinire în aceste lucruri. Este o amăgire totală. Irina Ștefan. Am întrebat o doamnă de la un centru de consiliere despre efectele pornografiei observate la cei consiliați sau la soții, soțiile lor, dar, bineînțeles, fără nume sau date, totul sub protecția anonimatului.
În general am consiliat femei, dar prin ochii lor am putut să văd efectul negativ al acestei dependențe. Soții, deci prin ochii lor am văzut ce face dependența în inima, mintea unui bărbat și în trupul lui. Ce am văzut, de ce au ajuns femeile să dorească a fi consiliată pe tema asta. Nu neapărat pornografia era adusă în discuție, ci abuzul. Abuzul urmează consumului de pornografie, abuzul sexual. Ăsta a fost modul în care am ajuns la adevărata rădăcină a problemei din cuplu. Avem atât de clar scris și în Eclesiastul despre acest om al lui Dumnezeu care a căutat împlinirea. Și dacă veți citi acolo, veți găsi că el spune despre el că el și-a încercat inima cu toate, cu veselie, case, grădini, livezi, femei, a avut 1000 de femei. E de asta spune așa, totul este deșertăciune. Deci că am vrut să-mi dau o casă lângă o casă, spune el, deci mi-am sădit și grădini, lângă grădini, pom, livezi, după aia apă, după aia rob și roabe. A spus omul acesta așa, să exprim puțin, să detaliez puțin. Dom'le, dacă îmi dau o casă, am de ajuns. A făcut casa aceea mare și frumoasă și zice, mă, stai puțin, păi da, am nevoie și de o grădină frumoasă în jurul ei. S-a deschis o nouă ușă și a avut grădina. Zice, e de ajuns. Zice, stai puțin, păi da, grădina asta cu ciout. S-a deschis o nouă încăpere și a tras dumbrave, da, a făcut să scurgă niște apă acolo la grădina lui, a făcut un iaz de apă și zice, mă, dar acum ce fac că e mare? Cu ce ține toată această casă? Am nevoie de rob și de roabe, am nevoie de angajați. Și a venit și angajații. Se gândea el, e de ajuns. Mă, dar pe ăștia cu ce îi plătesc? Și întotdeauna a deschis un nou gol, a descoperit o nouă nevoie, o nouă încăpere, un nou gol, iubiții Domnului. Și el spune așa, îmi dau seama că este deșertăciune. Și omul vine la final și spune, să ascultăm, dar încheierea tuturor lucrurilor. Teme-te de Dumnezeu. Și a dat seama, domne, golul din viața mea va fi umplut doar cu Dumnezeu, nu cu aceste lucruri, că tot ce îmi dau vreau mai mult, vreau mai mult, descoper că am o nouă nevoie, că am un nou gol. În momentul în care ți-l dai pe Iisus Hristos, pe Fiul Dumnezeu în viața ta, vei găsi împlinirea și vei spune, Doamne, mi-e de ajuns, nu mai vreau nimica, pot să pierd totul, dacă l-am pe El, n-am pierdut nimica. Cele mai josnice efecte ale pornografiei sunt abuzurile comise asupra copiilor, cazuri de pedofilie, pornografie infantilă sau alte acte distructive de acest gen. Domnul George Roman, director de programe la organizația Salvați Copiii, ne vorbește despre aceste probleme. Ați avut în îngrijire copii care au trecut prin această traumă, au fost supuși la abuzuri de natură pornografică, bineînțeles fără nume, fără date de identificare, doar principii generale. Da, au fost situații. Organizația Salvați Copii are o rețea de centre de consiliere și printre cazurile care au fost aduse la cunoștința psihologilor noștri se numără și forme din acestea de abuz sexual, multe dintre ele în familie sau în cadrul strâns al cunoștințelor membrilor de familie și, din păcate, și la vârste foarte mici, începând cu 4-5 ani. Procesul terapeutic este îndelungat, iar responsabilitatea pe care o are un psiholog este foarte mare și, în același timp, rolul lui în finalizarea unei proceduri de ordin penal pentru pedepsirea celui vinovat. Au fost și situații privind pornografia infantilă, însă ele sunt trimise către Serviciul Român de Prevenire a Criminalității, de Combatere a Criminalității Informatice din cadrul Inspectorului General al Poliției și ei rezolvă situațiile de genul acesta. În special acum știm foarte bine că pornografia infantilă este un fenomen care este legat aproape în totalitate de internet, de stocarea digitală a materialelor și de transferul prin intermediul internetului de la o persoană la alta. Și în acest sens există un serviciu de helpline și de hotline pe care Salvați Copiii l-a dezvoltat cu sprijinul Comisiei Europene, prin care nouă ne pot fi semnalate orice acțiuni ilegale sau dăunătoare care se petrec în mediul online. Și printre acestea se numără și
pornografie infantilă. Colega noastră, Oana Grigore, l-a intervievat pe domnul Marius Tache, ofițer de prevenire în cadrul Inspectoratului General de Poliție, pe tema pornografiei infantile și a metodelor de educare a copiilor împotriva prietenilor necunoscuți de pe internet. Dacă acest prieten pe internet, da, sunteți un părinte obișnuit și să spunem că deja prietenul de pe internet i-a trimis poze, l-a convins și pe el să se fotografieze dezbrăcat și să-i trimită astfel de poze și la un moment dat prindeți un astfel de fir. Cum îi explicați că e un lucru greșit unui copil? Sesizarea nu vine neapărat dacă este un material cu caracter pornografic evident, ci fiecare interpretează. Poate fi un material agresiv. Dacă văd că primește astfel de mail-uri cu scene teribile din filme sau cu scene din desene animate violente, probabil că primul pas este de a înceta această comunicare și asta este una din recomandările noastre. Atunci când simți că nu mai ești în largul tău sau că discuția te inhibă sau că apar elemente de stânjeneală care vin din partea unui comportament al unei persoane de pe internet în ceea ce te privește, e bine să oprești acea comunicare. În momentul în care nu poți să oprești și devine agasantă și devine, deja treapta este alta din partea acelei persoane față de care tu nu mai vrei să discuți, atunci evident că voi face o raportare de genul ăsta. Dacă în aceste cazuri se poate face o raportare la poliție, în schimb, ce poate face o soție al cărei soț este subjugat de pornografie? Am încercat să iau atitudine și să pun bariere, pentru că în relația noastră fizică au început să existe abuzuri. Am pus bariere efectiv, am întrerupt orice fel de relație, l-am pus în fața evidenței a faptului că întreaga noastră relație a avut de suferit și că lucrurile nu pot continua în felul acesta. Vom distruge și ceea ce mai rămăsese dacă nu l-aș fi înfruntat la modul direct. Știu că s-ar fi destrămat tot. A înțeles că are nevoie de ajutor, dar nu a avut curajul să ceară ajutor în altă parte. Persoana care a trebuit să-l ajute am fost eu. În ora actuală a rămas un însingurat. Este ca un om care, după ce a trecut printr-o boală gravă, trebuie să fie susținut și sprijinit pentru a-și reveni. Și cred că cu ajutorul lui Dumnezeu și numai cu ajutorul lui am putut să înțeleg prima dată prin ce trece el și apoi să încerc să-l ajut. A fost foarte greu să accept lucrul ăsta, dar am înțeles că dacă eu nu fac ceva, nimeni altcineva nu poate să facă. Și am cerut ajutor, în primul rând la Dumnezeu și apoi la oamenii care am știut că pot să o facă. Care sunt limitele de unde începe pornografia? A întrebat-o colega mea, Anca Brășfălean, pe doamna profesor universitar dr. Maria Rot de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Când se folosește corpul și sexualitatea în scop mercantil doar ca să plătim, ca să producă plăceri sexuale, atunci acest lucru este pornografia și comunitatea ar trebui să se gândească într-adevăr ce permite, unde permite, pentru cine permite. Probabil că din punctul acesta de vedere sunt destul de conservatoare și a spune că ar trebui să ferim copiii și de adolescenții de... Nu știu dacă ce aș dori eu se poate realiza și cum se poate realiza. Bariere în calea pornografiei sunt foarte greu de spus. Ceea ce ar fi important este discutarea, pregătirea adolescenților, pregătirea copiilor pentru viața sexuală. Deci expunerea riscurilor, adolescenții trebuie să cunoască riscurile care îi așteaptă în cazul consumului de pornografie, riscurile pentru ei ca și consumatori și riscurile pentru a fi atrași în pornografie.
sigur, cel mai mare risc este acela de a atrage copiii și adolescenții în pornografie. Majoritatea adolescenților și copiilor nu recunosc acest risc de a, ca ei să fie atrași în pornografie. În schimb, și fete, dar și băieți sunt atrași de posibilitatea de a le fi apreciat corpul, de a avea un corp foarte frumos și, mă rog, ceea ce e ok, este foarte în regulă, dar atunci când încep să fie lăudați și pozați eventual pentru corpul lor, sunt ușor atrași în mrejele unor persoane care profită de pe urma adolescenților și a copiilor și pot să le facă rău, efectiv, plasând pozele lor pe internet, în posturi sexuale, după care, sigur, acești adolescenți se simt foarte vulnerabili după ce toată lumea are posibilitatea să le vadă corpul într-o anumită poziție. Da? Deci, pe de o parte, primesc niște bani sau alte recompense pentru că au pozat nud sau au pozat în anumite posturi, ceea ce le face plăcere, dar nu se gândesc mai departe ce consecințe are acest lucru asupra relațiilor lor sociale. Profesor universitar Dr. Maria Rot, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, într-un interviu de Anca Brășfălean. În continuare, prin telefon, consilierul creștin Radiana Cordoș, Centrul de Consiliere Rafael din Arad, despre vinovăția celor care consumă pornografie. Vinovăția cea mare în cazul pornografiei îmi vine să spun că nu e mai mare decât orice altă vinovăție care vizează următoarea țintă. Omul dorește să fie independent de Dumnezeu. Asta e ținta naturii lui, firești, păcătoase. Asta își dorește din prima clipă a vieții, să-și câștige independența. Ăsta a fost păcatul lui Adam și Eva. Dorința de a-și găsi împlinire în ceva ce mintea lui croiește, ce inima lui dorește. De a-și găsi împlinire în resursele sinelui său, a eului, a firii pământești. Și asta este păcatul în sine. De aia eu încadrez pornografia la o adicție a sufletului care, de fapt, anulează domnia lui Hristos. Dorește să fie mai mare. Cum se poate defini o persoană care este dependentă de internet? Când nu poate să se lipsească de asta, când crede că trebuie să facă orice ca să ajungă la internet. Se poate să fii dependent de internet și să nu știi? Există vreun stas pe care să ți-l pui și să-ți dai seama dacă ești sau nu ești dependent de internet? Da, cred că se poate. Dacă petreci mai mult de 80% din timpul tău liber navigând sau vorbind cu prietenii sau stând în casă în fața calculatorului, cred că se poate considera că ești dependent de internet. Se leagă și pornografia cu dependența de internet? Asta depinde de profilul psihologic al fiecăruia. Poți să stai pe internet ca să accesezi site-uri de genul de care ziceți dumneavoastră sau poți să faci lucruri cu totul altcumva. Consider că internetul, eu personal îl folosesc mai degrabă pentru a-mi îmbunătăți cunoștințele decât pentru a accesa site-uri de genul ăsta. Colegii pe care știi tu, cam cât timp petrec în medie pe internet și în particular pe site-uri pornografice? În general, informațiile astea nu se fac publice, dar consider că pe cine știu eu, prea mult timp se petrece în fața calculatorului în ziua de astăzi. Și asta duce nu numai la probleme de ordin psihologic, ci și medical. Nu numai probleme psihologice, ci și fizice. Problemele psihologice care ar putea fi? Problemele psihologice, identificarea cu lumea virtuală, cred că asta îmi vine cea mai mare problemă care ar putea fi, pierderea personalității proprii și lipsa de capacitate de a interacționa cu lumea reală. Stimați ascultători, ați urmărit prima parte a documentarului intitulat Pornografia și dependența de internet, o viață în minciună.
Știu că este un subiect sensibil și neplăcut, dar cred că trebuie să-l abordăm cu înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, cu bun simț și cu respect, dar în același timp cu fermitate și clar. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!